10 ani din viață prin străinătăți. M-am întors aici. M-am întors fiindcă vreau să trăiesc aici. Dar am plecat din cauza acestor guvernanți corupți, mincinoși, care m-au făgărit pe mine și familia mea. Să-i demolăm, să-i dăm jos, să nu-i mai iertăm. Vreau acum să-i invit în fața dumneavoastră pe cei care spun adevărul gol-goluț. Celora care nu le este frică, cei care apar în fiecare seară în fața noastră, vreau să-i invit pe Constantin Chirianu și Anatol Durbală. Om mare! Dragi prieteni, dragi compatrioți, dragii mei moldoveni, de 6 ani ei fac ce vor și nu ne lasă pe noi să facem nimic. Noi vedem, am văzut că comit crime, comit abuzuri și am tăcut. De 6 ani au încălcat Constituția și au bătut joc de drepturi. Și nouă ne pretind să respectăm noi Constituția și să respectăm noi drepturile. Ultima mare crimă pe care au comis-o, o crimă dublă de fapt, la 30 noiembrie, au falsificat alegerile și au furat $1 miliard. Cum după asta să duci tratative cu ei? Cum să negociezi cu ei? Vreau să-i rog și să le dau un sfat colegilor din Platforma Demnitate și Adevăr. Când mergeți data viitoare să negociați cu Streleț, cu Candu, cu Timofte, luați și câte o pereche de cătușe, acolo să-i încătușați în direct. Pe lângă murdăria care o toarnă prin televiziunile sale, Fiorosul Placotniuc își trimite și agenții lui aici. Unul s-a învârtit o săptămână pe aici, după care ieri a ieșit într-o conferință de presă, a turnat murdării și a primit cei 33 de arginți și gata, și-a făcut treaba. Iuda Roșca ne laudă pentru protestul nostru. Noi știm cine e Roșca. Când te laudă Roșca, înseamnă că te murdărește. Roșca, împreună cu Voronin la pușcărie! Ați văzut la știri un subiect atât de frumos cu o bătrânică. Are o pensie de 600 de lei. A venit aici cu o donație de 1050 de lei. Știți de unde i-a luat? Din banii pentru mormântare. Știți că este un fond sfânt pentru orice bătrân. A luat de acolo și ne-a dus nouă bătrânica asta. Ea n-a dus pentru platformă. Ea n-a dus pentru nu știu ce. Ea a dus pentru viitorul nostru. Ea o să moară, dar se gândește la viitorul nostru. Trebuie să fim la înălțimea acestui înger de bătrână. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Suntem bravo că am stat săptămâna aceasta cu corturile aici. Le stau bine corturilor aici, dar numai până astăzi. De acum încolo, corturile noastre nu mai stau bine aici. Cel mai bine ar sta corturile astea în cabinetele lui Streleț, Candu și Timofte. O să ajungem și în cabinetele lor. Până atunci trebuie să mișcăm corturile astea în jurul clădirii guvernului, altfel nu ne vor asculta. Dragi concetățeni, citim pe rețele de socializare, din alte colțuri, de dedesubturi, de după spate, vorbe și replici că scopurile acestor proteste sunt confuze. Victorie! 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 Victorie!
simțeam că citim și sunt voci care ne acuză că sunt, avem scopuri confuze, neclare, ascunse. Ori mie unuia mi se pare extrem de limpede, cât se poate de clar și de simplu motivele de ce ne aflăm noi aici, noi cu dumneavoastră, cu toții. Acești băieți, șmecheri, zâmbitori, care și-au pus slănină pe burți, pe gât, pe obraj, și-au pus dinți, și-au pus păr unii, și-au cumpărat mașini, s-au îngrădit cu poliție. Nu vreau să zic nimic rău de poliție, băieții ăștia din spatele noastre, sunt mulți, majoritatea dintre ei sunt niște băieți extraordinari și merită și ei serviți cu câte un sandwich aici, pentru că sărmanii stau toată ziua și au grijă ca să nu se întâmple aici provocări. Poliția e cu noi! Poliția e cu noi! Poliția e cu noi! Fraților polițiști, nu stați cu fața înspre noi! Întoarceți-vă cu fața încolo, acolo stau pușcăriașii! Aroganța cu care discută Candu, Streleț, reprezentanții lui Timofti cu protestatarii, este una obraznică, este una absolut ieșită din comun. Ne tot numără, ne zic că suntem 7.000, că suntem 11, că nu de la colțul ăla, că nu din dronă, că camera aia nu se vede. Fac și caută tot felul de motive ca să minimalizeze importanța acestor proteste. Dar ia uitați-vă, aceste proteste nu este un, protestul nostru nu este un caz spontan. Suntem la 5-lea protest. Și cum zicea rectorul școlii pe care am absolvit-o eu, dacă 5 oameni, în cazul dat 10.000, 100.000, îți spun că ești beat, mai bine pur și simplu du-te și te culcă. Nu căuta dacă ei spun drept sau nu. Și când ne spun, când domnul Candu ne zice, ei, o să-l schimbăm pe Drăguțanu, și ce o să se schimbe? Nimic, pentru că e așa sistemul. Ei, o să-l schimbăm pe Gurin, ei, și ce o să se schimbe? Nu o să schimbe nimic. Ei, o să-l schimbăm pe Chetraru. Noi avem o propunere foarte simplă. Să-i schimbăm pe toți odată. Să plece! Plecați! Să nu ne mai sperie cu rușii, cu turcii, cu cine ne mai sperie. I-am tot votat 6 ani de zile din cauza sperietorilor. Să nu vine ăla, să nu vine ăla. I-am tot votat, i-am crezut, le-am dat nu a doua șansă, ci și a 15-a șansă. Și am ajuns unde am ajuns. Nu mai putem tăcea. Este adevărat. În momente de răscruce ca ăsta, sunt, e adevărat, sunt forțe și oameni care abia așteaptă să strângă foloase, să-și încălzească mâinile la acest protest, să se folosească de durerea oamenilor. Dar noi trebuie să fim vigilenți și o să fim vigilenți și nu o să lăsăm aceste forțe și acești oameni să profite de pe seama unui protest sincer. Noi suntem aici pentru că nu mai putem accepta această guvernare în corpore. Nu mai vrem să ne lăsăm călăriți și conduși de niște hoți și niște bandiți. Ăsta este adevărul. Vreau să zic și câteva vorbe în engleză, o engleză proastă. For the people who are here, for the television, who are looking at Moldova this time. We are the real force of Republic of Moldova, these people. We are here to say that we are not going to admit anymore these 10-15 bandits who kept the power in 2009 and they demolished everything in what we believe, our ideas and our dreams. We are here to say that we are an European country. We are people who want to Europe to be there, and we are people who are not allowed anymore to keep us as a foolish, as a stupid crowd who are patient in front of these bandits.
Victorie! Să stăm aici până nu-i impunem să ia atitudine, ori asta înseamnă să plece. Victorie! 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 Și ca o replică domnului Cheianu, vreau să-i spun că orașul nostru are unde crește. Sunteți invitați aici. Avem loc destul și în partea cealaltă, dar mai ales prin spate. De aceea puteți să rămâneți cu noi, să vedeți cum se construiește o țară așa cum noi ne dorim. O țară de vis. O țară unde oamenii sunt liberi, frumoși. O țară unde oamenii se respectă unul pe altul. Avem un mesaj de la o minoritate națională, minoritatea evreiască din Republica Moldova, care sărbătorește astăzi ziua bucuriei, dar și ceasul iertării greșelilor și păcatelor. Un mesaj către noi toți, un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova este următorul. Vă îndemnăm să nu iertați, ci alăturați-vă platformei de unitate și adevăr și mari adunări naționale. Cei care asigură securitatea noastră permanentă. Cei în spatele cărora ne simțim în siguranță. Îi invităm